Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Aparatele astea de test antidrog pe care le folosește poliția rutieră au o mică problemă. O mică problemă? Da. E 50-50. Da. Jumătate din teste sunt eronate. Deci o mică problemă, înțelegi? Cred că ar fi mai simplu, ai economisit și timp dacă ar avea o monedă și ai dat cu banul. Păi, incredibil, îți distruge viața o poveste de asta. De pildă, datele pentru județul Olt arată că jumătate din rezultatele testărilor pozitive cu drug test au fost ulterior infirmate de analizele de la IML. Uh-huh. A declarat șeful serviciului de poliție rutieră Olt, Cristian Tița. Domnul șef a explicat că în primele 9 luni a crescut numărul șoferilor care conduceau sub influența substanțelor psihoactive și că au fost testați pozitiv cu drug test 32 de conducători auto. Citez, în ceea ce privește cazurile pe care noi le-am depistat, pentru primele 9 luni ale anului avem un număr relativ egal, spune dânsul, de rezultate pozitive și de rezultate infirmate. Sunt oarecum 50% pozitive, 50% negative. Deci așa și așa. Și continuă. Au fost 32 de testări pozitive preliminarii, adică rezultate la drug test. Din cele 32 de testări ne-au fost comunicate rezultatele în urma analizelor de sânge făcute la INML la aproximativ jumătate. Deci aproximativ jumătate din 32, spune că e aproximativ 16, nu? Nu e. Să zicem dacă 15. Erau jumătate, dacă e aproximativ jumătate, sunt mai puține. Da, aș spune chiar 14. 15, 14 ceva. Deci poliția zice că aproximativ jumătate. Continui. 7 au fost pozitive, spune dânsul. Deci cam jumătate. Restul au fost negative față de testul inițial. Da, vorba lui Hagi. Am dat și noi goluri, au dat și ei goluri. Deci, cam pe aici. Stai mă puțin, aproximativ de... jumătate, zice dânsul. Deci, să zicem, aproximativ 16. Da. 7 aproximativ s-au confirmat și restul 9, cât înseamnă? 9 da. Plus. 9, nu, 9 au fost, nu s-au confirmat. Și celelalte 16 încă nu se știe. Deci, pentru domnul polițist, aproximativ jumătate. Care e 9, diferența între negative și neconfirmate? Pozitiv, e ca la analize. Dacă e rezultat pozitiv, înseamnă că ești pozitiv pentru substanța căutată. Ok. Deci, dacă ești negativ, pozitiv, ești negativ. Dacă ești negativ, și neconfirmat? Neconfirmat. N-a venit rezultatul. Știm, nu s-a n-a venit, nu e necunoscut deocamdată, da, da, da. Înțelegi? Deci este, băie, nenorocire. Bun. Mai sunt și celelalte, zice domnul Tița și așa mai departe. Nici polițistul care a fost implicat într-un accident rutier în municipiul Caracal, în urma căruia o femeie a fost rănită ușor, nu a fost confirmat pozitiv la analizele de sânge, deși inițial la drug test fusese pozitiv. A fost subiectul, s-a vorbit mult despre asta. Polițist a lovit o doamnă, i-au făcut testul drug test, a ieșit pozitiv. Scandal, se droghează polițistul. La testele de sânge, care sunt ale adevărate, n-a ieșit. Situația arată cam la fel și prin alte județe. În august, Inspectoratul Județean de Poliție Alba arăta că anul trecut, din 114 rezultate pozitive pentru droguri, pentru șoferii testați din Alba, doar 37 au fost confirmați de testele de laborator, scrie publicația de fapt.ro. Adică o treime. Din 114, doar 37 au fost confirmate de testele de laborator. Aproximativ. Restul fie au fost erori ale aparatului, fie substanța activă nu a putut fi detectată în laborator. În Maramureș, conform IPJ, între 1 noiembrie 2022 și 31 ianuarie 2023 au fost testați 17 șoferi cu drug test. La 8 dintre aceștia rezultatul a fost eronat. Deci, practic, în cel mai bun caz, potrivit acestor date, unul din două rezultate date de drug test este eronat sau e infirmat de rezultatele analizelor de sânge. Mi se pare scandalos. În noiembrie 2022, un răspuns oficial al Institutului Național de Medicină Legală Mina Minovici, mă rog, la solicitarea publicației, gândul arăta că, cel puțin în București, unul din 10 șoferi găsiți pozitiv după drug test nu a consumat în realitate substanțele interzise. De pildă, sunt și cazuri totalmente ieșite din comun, adică de pildă, în ianuarie 2023, un șofer din Baia Mare a fost depistat pozitiv la numai puțin de 7 din cele 8 tipuri de droguri care pot fi depistate cu aparatul ăsta folosit de poliție. 7 din 8. Deci era ca lumea. Ce ghinion, mă, ăsta era șeful lor. Rezultat.
Ce să fie atât de aproape. La potul cel mare. Da, da. E când a aparatul ăla, zi, șapte cireșe. Dar rezultatul analizelor de sânge au arătat că bărbatul nu consumase niciuna dintre substanțele la care fusese depistat pozitiv, așa cum el, de fapt, și susținutese când a fost oprit și testat. A zis, bă, sunteți nebun, eu nu... Săracu, mâncase doar niște cornuri cu ceva, niște mac. Cine e de vină pentru aceste erori? Poliția nu are un răspuns concret la această întrebare. Păi ce-i putea să răspunzi? Dar continuă să le folosească, bă, parcă suntem într-o țară inventată totalmente. Șeful serviciului de poliție rutieră Old, pe care l-am citat mai devreme, domnul Cristian Tița, zice așa, citez, nu putem spune cu exactitate dacă este doar vina aparatelor, nu putem spune dacă aparatele pe care noi le folosim au tendința sau pot determina un rezultat fals pozitiv din start. Deci, în principiu, nu știm nimic. Suntem ca în legea lui Murphy, știi? Nu poți câștiga jocul, nu poți face egal, nu poți nici măcar să ieși din joc. Da. Ce mai rămâne? Deci nu știm nimic, nu știm ce se întâmplă. Bă, dar noi continuăm să le folosim. O investigație a publicației, acum să vedem ce e cu aparatele astea, o investigație a publicației Curs de Guvernare a arătat că poliția română are în dotare 184 de aparate Dragtest, dintre care 56 sunt folosite în baza unor contracte de comodat. Adică sunt împrumutate. Dacă aveți, dați-ne și nouă. Gata, și le-am împrumutat, practic închiriate niște aparate de comodat. Poliția intenționează să mai cumpere câteva sute de astfel de aparate în ciuda întrebărilor legitime care se pun, și anume faptului că rezultatele sunt, așa cum pare, în foarte multe cazuri eronate. Dar ei vor să mai cumpere câteva sute, toate sunt marca, ele sunt marca Dräger. Asta v-am să te întreb, știm de unde sunt? Da. Sunt importate, bănuiesc, da, nu producem. Da, nu sunt făcute în România. Curs de Guvernare a aflat că ele sunt marca Dräger, sunt nemțe, sunt importate de firma Dräger România, singura care a depus oferte de altfel pentru achiziția de aparate, a zghicit marca Dräger. Deci, cred că aici răspunsul e închis aici. Cum funcționează ele? Pentru cei care nu știu, există un burețel pe care șoferul, poliția dă șoferului, șoferul trebuie să-l țină sub limbă. Să-l molfăie. Să-l molfăie. Exact. Fără limbă cu salivă. După aceea să-l iei pe un aparat. Și aparatul face mambo-jambo și după un timp dă niște rezultate. Așa funcționează el. Tragedia e că dacă aparatul ăla dă eroare despre care tot vorbim, din câte știu eu, ți-a permis pe loc, adică tu până vezi tu după aia cum contești și... Se face dosar penal, nene. Și îți suspendă și permisul. Deci îți dă, și dosarul penal tu pe loc ți-l face? Adică nu așteaptă confirmarea... Practic încep, nu știu să te... Presupun că... Îl deschide și așteaptă o confirmare de la IML, știi? Dar nu știu mai exact, adică dacă poliția a început o procedură penală judiciară împotriva ta, cred că ai o grămadă de bătăi de cap. Da. Plus, gândește-te ce explicații dai tu la serviciu, ce explicații dai familiei. Da, da. Și cert e că rămâi fără permis. M-am găsit la toate alea. Eu nu-mi vine în cap decât cannabis și aia, cocaina. Altceva nu mai știu ce. Dar sunt 8 substanțe pe care le caută. Poți să nimerești 7. Cum a fost cazul domnului de la Baia Mare, care nu s-au... Și am înțeles că durează contestat. Analizele de la INML durează și câte 4-5 luni. Exact. Asta în cazul în care nu ești Dorian Popa, care a primit mai repede rezultatele pentru cannabis, dar pentru oameni... E un scandal cu asta. Da, e scandal. Bun, revenind... Unele țări au refuzat să folosească aceste aparate, tocmai din cauza rezultatelor dubioase. În Canada, poliția din mai multe orașe, inclusiv din capitala Ottawa, scrie Curs de Guvernare, a refuzat să folosească aparatul ăsta. Poliția Națională a recunoscut că sunt probleme legate de acuratețea rezultatelor. Un studiu realizat în Norvegia pe acest tip de aparat a indicat o proporție de 14,5 rezultate fals pozitive la consumul de cannabis, și numai puțin de 87,1 rezultate fals pozitive la cocaină. Deci poți să fii aproape sigur, deci în aproape 90%. În aproape 9 cazuri din 10, testează fals la cocaină. Băi, de ce mai e folosit? Cum e posibil așa ceva? Adică unele rezultate au fost fals negative. De pildă, 13,5 dintre șoferii testați pentru marihuana au trecut testul, deși în realitate fumaseră. Adică se poate și invers. Și invers, da. Adică poate ai noroc. Păi și nu mi iese din cap asta. Adică întrebarea e, de ce insistă statul român, poliția română, să cumpere aceste aparate? E probabil pentru că nu i-a dat nimeni în judecată, că dacă... Băi, eu, de exemplu, mi-aș pierde permisul pe un 5 luni, cât ar dura contra expertiza INML,
și aș da în judecată și în urma unui astfel de proces m-aș alege cu o despăgubire substanțială, ceea ce nu știu dacă e valabil în România. Un pic naiv. Cu procesele astea. Păi da, dar cred că în Suedia sau în țări de astea care au refuzat să le folosească... Sunt convins că acolo, da. Acolo ai încurcat-o tu ca stat. Da. Adică îl despăgubești pe la te ustură. La noi nu cred că procesele funcționează prea bine. Moșule, zi, mersi că ai scăpat. Zi, mersi, îți faci cruce, ai cam scăpat și de beleaua asta, nu te judeci cu statul, e complicat, îți trebuie mulți bani, mult timp. Dar, serios acum, de ce insistă totuși statul român și poliția română pentru achiziționarea și folosirea acestor aparate, care ele oricum vin dintr-o singură sursă, în condițiile în care sunt atâtea semne de întrebare? Adică, ori polițiștii nu știu să le folosească cum trebuie. Ei, nu ori... cred că se întâmplă asta. Sunt nu totuși știu. Chiar toți polițiștii sau jumătate dintre ei nu știu să le folosească. Bun, ar fi fost poate asta, puțin probabil. Dar sunt rezultatele unor testări făcute în alte țări, Norvegia, canadienii nu vor să le folosească, care arată că dau erori foarte mari. Și îți nenorocesc viața cu o prostie. Dar știi cineva de unde a plecat tot trendul ăsta cu drug testurile? De la droguri. Da, de la nu, am înțeles. Nu, dar este okay. Când au plecat și au descoperit chestia asta, puteau să o oprească înainte să se ajungă la astfel de discuții. Nu știm. Știm că poliția a început să folosească la un dat testele astea. Este ok să fie testat șoferii pentru consumul de droguri? De acord, ca și pentru nu asta e problema. N-avem nimic împotrivă pentru asta. Știți atitudinea noastră, cei care conduc sub influența alcoolului sau a stupefiantelor, a substanțelor psihotrope, trebuie să rămână fără carnet pe durate foarte lungi. Adică niciun fel de toleranță în privința asta a șofatului sub... Bă, dacă te droghezi, măcar să ai această minimă responsabilitate. Sau dacă bei, nu te urca la volan, nu-i omoră pe alții. Bă, dar dacă tot faci asta, dacă tot testezi, măcar fă-o cu niște aparate care nu dau rezultate fals pozitive ca să bagi oameni în belele cu dosare penal. Mi se pare o irresponsabilitate cumplită a statului român. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.